Credincioșii din parohia Sofrăcești au avut parte de o zi specială duminică 10 mai, atunci când, după 40 de ani, un înalt ierarh a slujit în mijlocul lor. O slujbă arhierească a fost oficiată de înalt preasfințitul Ioachim, iar cu această ocazie au fost sfințite o troiță, casa parohială și o casă social-filantropică, realizate de comunitate alături de preotul paroh. Este o slujbă cu o însemnătate deosebită, pentru că în acest sat nu a mai avut loc o slujbă arhierească încă din anul 1975. Deci, iată, 40 de ani se regăsesc în sufletele credincioșilor și această dorință de a primi pe înaltul Ioachim s-a regăsit în chemarea lor și iată, această chemare se va împlini în această zi. Va avea loc și o slujbă? Pentru început va avea loc slujba de sfințire a apei, apă cu care se va binecuvânta troița de la intrarea în acest complex bisericesc, după care va avea loc slujba de sfințire a casei parohiale și, nu în ultimul rând, aici, alături de biserică, la umbra bisericii, se va sfinți casa social-filantropică. Putem să spunem că Părintele Paroh a desfășurat o activitate administrativ-gospodărească deosebită. Încă de anul trecut a demarat lucrări de reparații generale la biserică, la biserica cu hramul Sfântul Nicolae și iată a reușit să schimbe acoperișul bisericii, urmând ca în anii viitori, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să schimbe și pictura, să așeze pe pereții bisericii o pictură adecvată pentru un lăcaș de cult ortodox. Pentru noi este o mare bucurie, pentru că după mulți ani de încercări, după mulți ani de muncă, după mulți ani de trudă, am reușit cu ajutorul Bunului Dumnezeu și al Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, patronul și ocrotitorul bisericii și a parohiei noastre, să așezăm multe din lucrurile pe care le-am început din anii tinereții. Într-adevăr, ne-am fi dorit ca lucrurile acestea să fie terminate mult mai devreme, dar nu încercăm să ne scuzăm. Și mulțumim că am reușit să le așezăm. Bunului Dumnezeu, enoriașilor, celor care au contribuit, celor care ne-au ajutat material, cu munca, fizic, dar și cu rugăciunea. După cum a rânduit Bunul Dumnezeu și se vede, și soarele ne mângâie, așa că sufletele noastre sunt astăzi pline de bucurie la această sărbătoare a parohiei noastre. Și autoritățile locale au fost prezente la sărbătoare în frunte cu primarul localității. O zi importantă pentru comunitatea locală. Se face sfințirea casei de prăznuiri și casei parohiale din Trifej 2, Sofrăcești. Aici va participa și preasfințitul Ioachim Băcămară. O investiție realizată? O realizată de comunitatea cu contribuția cetățenilor din parohia Trifej 2, Sofrăcești. Și dacă mai este ceva adus din partea Arhiepiscopiei. În primul rând este o onoare pentru cetățenii acestei comune, pentru că iată și la noi se întâmplă evenimente spirituale importante. Comunitatea are nevoie de repere și într-un haos general, iată că într-o asemenea duminică, înalt preasfinția sa ne onorează cu prezența și la rândul nostru cinstim acest eveniment cu acordarea titlului de cetățean de onoare a Comunei Trifești. Este o manifestare pe care o așteptăm de mult, încununează efortul părintelui Vasilică de la Sofrăcești, care a desfășurat o activitate de îndelungă pentru a construi și a oferi o imagine plăcută în zona bisericii din Sofrăcești, cu toate cele trebuință pentru a desfășura o activitate cât mai corectă din punct de vedere spiritual. Ne bucurăm și sperăm într-o desfășurare cât mai plăcută a acestui eveniment. După primirea înaltului ierarh, a urmat slujba de sfințire a apei. Pe care o înmulțește în satul acesta cu bună alteanță, în țara noastră, România și foarte mare. Iar pe noi, credincioșii care gustăm din aceste lucrări de Sfântul, pe cei care binecuvântez, toate rituațe Dumnezeu, o să-i slavă în țară, toate rituțiuni și Sfântul Lui, acum și cu
Bine v-am găsit, iubiți credincioși, și vă mulțumim pentru aceste ofrande care le-ați primit cu atâta dragoste, pentru faptul că am văzut în aceste ofrande ale ospitalității românești cu atâta dragoste frăților voastre și ospitalitatea. Așa considerați că am binecuvântat toată suflarea acestei comune, acestei sate, iubitoare de Hristos și care se bucură de lumina înviere. Hristos a înviat și vă mulțumim! Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toată întinăciunea. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toată întinăciunea. Amin. Din cer trimite harul dădătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toată întinăciunea. Domnului să ne rugăm! După încheierea slujbei, înalt preasfințitul Ioachim a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Trifești.